Având în vedere temperaturile scăzute din ultimele zile, CET Govora reia furnizarea agentului termic pentru încălzirea apartamentelor racordate la sistemul centralizat. Astăzi m-au rugat foarte mult să dăm drumul la căldură. Am luat legătura cu domnul director al CET, care a luat legătura cu președintele Consiliului Județean și s-a dat drumul la căldură. Deci acum când mergeți acasă, aveți caloriferele calde. Cum e frig? Noi trebuie să ne gândim și la cei care vor, dar și cele care poate nu vor să fie cald în case. Noi oferim această posibilitate. Foarte important trebuie să știți, stimați cetățeni, pentru că primesc mesaje de la dumneavoastră, asociația poate opri, dacă la solicitarea noastră, poate opri de acolo, de jos, din subsol căldura. Președintele Consiliului Județean Vâlcea susține că CET Govara nu se închide și că râmnicenii vor avea căldură și apă caldă și în următorii 3 ani, până când se finalizează lucrările la noua centrală de termoficare a orașului. Tot aud această temă, bine, și alte teme cu... Eu nu înțeleg cum din dorința de a fi în atenție și nu înțeleg cum vrei să câștigi voturi spunând că e un județ distrus, că nu știu ce nu s-a făcut într-un județ în care drumurile județene arată foarte bine, în care facem multe lucruri așa cum știți foarte bine. Vom avea căldură și apă caldă pe toată perioada celor 3 ani de implementare a noii centrale. De ce? Pentru că avem 2 cazane, 7, care funcționează foarte bine și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, avem cazanul 4, care este exclusiv pe gaz și pornește. Apă caldă și căldură va fi tot timpul și după aceea, până vom veni cu noua centrală. Nu mai acceptați aceste teme de campanie. Este o ticăloșie ceea ce se face. Hai să-i amenințăm. Nu mă refer la nimeni. N-am așteptat să răspund. Deci mi se pare o ticăloșie să folosești o astfel de temă, amenințând lumea că vor rămâne fără apă caldă și căldură. Suntem aici și vă spun, veniți la CET, vă stăm la dispoziție, punem la dispoziție tuturor celor care vor să vadă cu ochii lor, avem 2 cazane, 7 și 4, care vor furniza apă caldă și căldură tot timpul. În 2023, Consiliul Județean Vâlcea a obținut 140 de milioane de euro pentru construirea unui nou CET.